Salutare tuturor și ne-am regăsit la un nou episod din Breasla Haiducilor. A doua încercare de filmare. Fiindcă mă puțesem eu frumos, filmam acolo, jucam, aveam ce făceam ce aveam de făcut. Mă uit frumos, microfonul nu merge. Doamne! Din fericire nu am făcut prea multe, dar bine că m-am prins până să termin episodul. Am făcut pe aici Nether ul pe ultimul meu livestream cu Breasla. Și a ieșit destul de bine, părerea mea. Am observat în filmarea pe care în care microfonul nu mergea că aceste trei blocuri am uitat să le înlocuiesc. Iar n am niște, nu am lemn la mine, ok. Uh, Mi-am lăsat de acest undeva, vom merge imediat acolo. Ăsta este nether hub -ul. am vorbit cu Blushman și mi-a recomandat să pun desprus în loc de ok. -sia. Și așa am încercat, așa și arată și așa foarte bine. Mi se părea ok și cu ok, și a mie îmi place puțin să fie așa mai, co mai viu colorat. Dar arată bine și cu acacia. Parcă, nu știu, parcă arată tot, totuși puțin mai bine cu spros. Deci nu e rău. Este și domnul, Ciu domnul online. Ah. Și acum să vă arăt ce am făcut eu în micuța filmare. În primul rând am adunat diamantele pe care le mai aveam de adunat. Toate bune și frumoase. Pe ultimul live stream al lui Puff i-am uh, pus la dispoziție... Hai că merge dacă e. I-am pus la dispoziție furnalul meu cu bambus i-am permis să-l să folosească, fiindcă avea nevoie băiatul de... nu mai avea combustibil și l-am lăsat să-mi folosească, fiindcă eu am mult combustibil și oricum nu-l folosesc prea des, pentru că de obicei, na, de obicei sticlă dacă e să cumpă, dacă e să vreau cumpăr sticlă, Că mi se pare cel mai ok, adică dacă are colpir și de sticlă, cel mai bine ar fi să cumpăr de el, numai că, na, Puf avea nevoie de foarte, foarte multă sticlă pentru dita mai groapa și că atare nu a putut să stea să cumpere atâta. Ca atare s-a pus să topească și I-am împrumutat furnalul meu că aveam foarte mult bambus strâns. Și numai bine că văd că l-a ajutat. Bun, ce am făcut eu până acum? Am început aici. Deci, aici am pregătit o ușă cu care să ajung la garaj. Garajul l-am făcut ceva mai micuț. Cred că pe jos o să vină... nu știu ce să vină, să vină... Cred că o să vină slepuri de asta de quartz. Cred că o să se continue modelul. Așa, și aici am început baia. Și am făcut, îmi pare rău că am pierdut bucățica în care am făcut aici un mic sistem automat care să dea drumul la apă cât, sunt, cât timp eu sunt înăuntru. Și când ies de aici, pac, se oprește apa. Hop, s-a oprit apa. Bun, cam asta era ideea dușului. Acum, mă pregăteam să fac, vedeți cam aici 10 fier, mă pregăteam să fac două hopere ca să fac um, o toaletă și o chiuvetă, dar n-am apucat. Ca altare mă voi pune acum să fac asta. Hai să vă arăt dacă pot cumva, cumva acest sistem, fără să stric prea... Dacă am stricat prea mult. Bine. Certe că sub acele trepdoruri am câte un re... Sub pressure plate-uri am patru bucăți de redstone, care dau într-un repeater, care dă într-un redstone, uh, un observer care dă în sus și avem pe aici niște redstone. Și asta e tot. Foarte important aici să puneți un repeater, pentru că dacă nu-l puneți, nu o să vă meargă. Credeți-mă pe mine că am încercat fără și nu a mers. Deci neapărat să-l puneți. De unde te-am rămas cu tine? Cred că erai prin spate pus și mi-ai rămas în inventar. Bine, e ok și așa. Bun, eu o să mă pun să văd exact cum vreau să fac restul toaletei. Băi, nu știu, baia cu gri parcă nu prea, nu prea mă convinge, dar să zicem că o vom lăsa așa. Nu e nici chiar atât de rău și vedem exact ce-mi iese. Dacă aș avea un name tag la mine... Dar nu cred că am. Zim, te rog, zim, zim, Nu am niciun Ava A, da, uite aici. Bun. Hai să-i dăm un nume băiatului asta uh, cum să-l numim? Unchiul Dorel. <gură> În amintirea pompierului Dorel. Așa, să zicem că ne-a vizitat unchiul Dorel. Ok, la mele le-au rămas acolo numai bine. Dar tu va trebui... Nu, 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 n-ai voie să pleci. Zim, te rog că nu poate. Ok, nu poate să deschidă uși. Păi l-am prins atunci. Uh, cum fac eu exact? Cred că. Momentan o să-l prind într-un Minecart. Cel mai simplu. Cel mai cel mai simplu. Unde am eu un Minecart. Uh, nu cred că am un Minecart, dar nu e problema, facem. Dar și ne parcă aveam. Perfect. Unde. Oh! Aici e de jos? Vei la baie? Ai nevoie la baie? Bine. Uh, dar nu e încă gata. Ca atare va trebui sa aici. Treci acolo. Treci. Fapt, nu știu, poți să-i mai pun nume dacă e Minecraft? Da, uite că pot. Un chiudorel. Bun. Un chiudorel o să stea aici cu noi mult și bine. Vedem exact unde îl punem. Cred că o să-l pun în camera de sus de zi. Acum el teoretic, având nume, nu se va mai despauna. Nu știu sigur dacă se aplică și la gujterii dar de ce nu? Bun. <coughs> Al avem pe un chiudorel. Acum. Nu știu exact aici cum să fac, dar o să mă mai gândesc eu. Chiuveta, este foarte, este teoretic mai simplă. Am o, o idee, vreau să o pun în practică, dar a, nu mai am mesteacă. -n. Trebuie să mă duc să cumpăr și mesteacăn. Nu e cel mai bun design, dar nici cel mai rău. Aici am zis că pun până la urmă un cauldron cu apă și aici să pun trepturi de fier. Am pus sub aceste blocuri niște levere ca să, să rămâne astea închise. La fel și aici am un lever pe blocul acesta în spate. Și cam aceasta ar fi baia, zic eu. Aici am zis, putem să mergem frumos, pac, m-am spălat, am ieșit. În viața reală nu faceți asta, să spălați ca lumea, cu detergent și toate cele. Un raft pentru chestii de-astea n-ar strica. Dar unde să-l pun? Cred că aici, dacă aș folosi o scară de coarț. Oare, ia, unde aveam eu? Aici parcă aveam ăsta. Pot eu oare să fac o scară? nu pot să fac nimic cu asta. Îmi niște cuarți. Ok, hai să mergem, că nu vreau să mai fac rost de cuarți. sigur mai am eu până undeva cuarți, dar hai să mă duc la... Uuu, nu plac e asta mie. Dacă vă întrebați de ce am 3-4 la mine, pentru că alea două roșii o să le folosim la dormitor. Da, încă n-am ajuns până acolo. Ok, spargem. O să mai continuăm pe un live stream, ceea ce facem aici. Dar vreau să încep așa în episod. Hai să mergem la domnul... Peter să cumpărăm niște cuarți. Sper că are de vânzare, că dacă nu o să fiu foarte trist. Odată vreau și -o să cumpăr cuarți și nu pot. Ar fi, ar fi nașpa. Nu! A, da, ok, hai e bine, e bine, e bine. E bine, numai că trebuie două diamante. Așa. Și așa, bun. M-am și speriat puțin. Deci puțin, puțin m-am speriat. Ar fi fost mișto totuși dacă adăugau ca în Galactic Science butoaie din alea, în care, din, din alea în care să poți să pui un singur obiect, dar foarte multe exemplare din acel obiect. Adică, na, pui de exemplu doar quartz, dar în loc să pui 54 de stick-uri, pui 200, știi? Ceea ce mi se pare destul de șmecher. În schimb, au adăugat aceste butoaie care sunt ok ca decorațiuni și ca faptul, na, că cuferele nu poți să le deschizi dacă au un bloc deasupra. Da, mă rog. Hai să vedem dacă reușim să facem ceva. A, mi-a venit, ia cam sticla aia. Dar nu o să o folosesc pe aia că e goală. am am, mi -am amintit și de unde am sticla. Cred că o lampă, dar dat fiind că eu am lămpi pe aici, nu cred că o să meargă. Dar apropo, lămpile astea ar trebui scoase. Că nu prea stau bine aici. Ar trebui să pun niște sea pe undeva. Ia să vă dam sea lantern, zi cam. Pe undeva. Uite, am văzut aici. Uuuu, bun. Foarte bine. Să punem pe colțuri niște Silentar pentru lumina. Upsi. Și o cum te mai activez pe tine? Că nu-mi place. Silentar nu plac pot să pun pe el, dar mi se pare că nu trimite semnal redstone. Ia. Adică nu se va activa. Da, nu merge. A, nu e bine. Nu e bine, nu e bine. Cum fac eu să-l activez pe ăla? Hmm. Asta am cam strică planurile. Asta îmi cam strica planurile. Doar să. să adaug ceva în colț. Nu, nu arată bine. Trebuie făcut cumva. Să activez asta. Cum aș putea? Nici dacă aș pune, de exemplu, ce mai aici. Pac. Tot nu se activează. Deci nu merge. Hmm, cum fac eu să nu fie urât? O să. A, nici asa nu merge. Trebuie să o pun jos. Dar dacă o pun eu aici jos? Oare ajunge până la ăla? Ei, super! Ho, ho! Hai că am făcut un artificiu, dar am reușit ceva. Bun, mai punem și aici. Nu mai vreau să pun lanterne. Cel puțin nu în camera asta, dar cred că nici în celelalte camere. Nu știu exact. Lanternele sunt mai mult pentru... Aici nu are cum să se spune de nimic. Bun, și acum pot să fac o scară. Că de asta am luat cu Așa. O punem, pac, aici, dar vreau invers. Așa. Uh, poate puțin cam sus. Să dacă pun așa, cum ar arăta? Mm, nu prea mă convinge, înțelegeți? Arată el la ceva, dar mai degrabă arată ca o lampă. O să iau o sticlă de la, de la Peter. Și o să-i schimb numele. Hai cam 9 nivele. S-ar putea să mă coste 1 sau 2. E posibil să mă coste 2, fiindcă deja au fost denumite. Vreau să cumpăr una. Uh, nu știu exact, cred că luăm, uite, luăm Night Vision, de exemplu, un diamant, imediat, stai să vedem, dar n și Peter pe aici, un Ender Chest. Pam, 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 Nope, <sus> și Ender chestul meu nu l-am, ok, mă duc până la, uite aici, la, la KSP Industries, fiindcă au aici, frumos, niște, dia... niște Ender așa ca să-i plătim lui Peter, că nu vrem să rămânem cu datorii la el. Dacă este vreun Ender Chest pe aici, băieți, și eu nu-l văd. Ziceți-mi că în... Nu o să-l găsesc niciodată. Ok. Hai să vedem dacă reușim să facem o șmecherie cu această sticluță să arate bine. Pam, 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 uite tu. Deci, pac, ștergem astea. By the way, control shift, putem să selectăm câte un cuvânt mult mai repede. Așa și vreau să scriu, de exemplu, uh, șampon. Pot cu ș, dar n-am șam așa, șampon. Bun. Și acum am trebuie un item frame, pe care bănuiesc că nu îl am. Hmm, nu am item frame? Facem rost. Și și încă cum facem rost? atenți Hop. Uite, deja 3 piele. Hop, uite. 5 piele. Gata. Avem de 5 item frame -uri. Hai să le fac și să pun acolo. Știu dacă să încerc, cred că mă joc cu focul. Mă gândesc să încerc și cu, cu armurile, nu știu să le folosesc. Mă gândesc că aș putea încerca să învăț, să pun sticla chiar deasupra, dar cred că nu i se va mai vedea numele. Dar putem măcar să încercăm. Hai să mă duc să iau o carte de la nenea Iron Golem, de la Butelie Senior și să vedem exact dacă, 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 ia uite aici, pe domnul Butelie Senior. Să dacă mai are cărți. Fiindcă eu, cartea mea am pierdut acum foarte, foarte mult timp. Oh, nu mai are cărți? Oh, nu mai are Ender oh, mă rog, dispenserul. Hmm, cum pot eu să fac rost de o carte? Că mi se pare că am pierdut cartea mea. Oh, opție. Să să mă uit un pic în Ender Chest, dar am impresia că am pierdut-o. Nu cred că o mai am, dar pot să mă duc până acasă să verific. M-am gândit la o idee, nu știu dacă o să-mi iasă, dar oricum o să încerc să o pun în aplicare. Pentru asta va trebui să fac rost de o bucățică de purpur. Una singură, nu trebuie mai mult, dar probabil că o să iau puțin mai multe. Să facem aici. Am venit până în end. Am făcut de 5 perle, la fabrica de Wither Rose, nu mai sunt perle de deloc. Cu siguranță mai sunt la ferma de Enderman, dar o să văd exact. Mi-ar plăcea să mai iau vreo 2-3 stecuri de perle să mai am pe acolo. Că mi-e mai ușor cu perlele decât fără ele. Și acum o să aflu că am -a greșit rețeta. Dar eu țin minte că trebuia să folosesc o chestie de asta în combinație cu un blaze rod. Să ne asigurăm perfect. Uu, și-mi dă 4. Bun, deci pot greși de 3 ori. Dar vreau să încerc o chestie. E doar de test. Cam acesta va fi setup Mi-am făcut așa un monitor de la widescreen foarte lung. Eu nu am monitor widescreen în viața reală. Am două monitoare normale. Dar e mai bine așa în Minecraft. Există niște metode cu comand blocuri cum poți să faci chiar monitoare reale, dar nu, nu, ne băgăm în alea. Aici am folosit capuri de pillager pe post de boxe. Dar asta ar putea sta puțin mai... de ce nu vreau să apăs pe să mi-l dea, vă că n-a mers. Cam așa ia. Da, da, da parcă mai ok, parcă mai ok. Bun. Mă gândeam să pun așa și dacă pun eu un item frame, nu merge, ok. Dacă pun un item frame, pot oare să vâr... Aha, asta vroiam, perfect. Și eventual să pun... Oh, a, dar mi-l sparge. Ok, deci nu merge. Asta nu merge. Ok, asta nu e un capăt de țară. Acum, mi-ar trebui ceva greu. Cred că ceva greu și subțire. Aceste trepdoruri de lemn nu prea mă vor ajuta în situația asta, decât poate alea din Dark Oak să le încerc eventual. Dar nu știu dacă voi, dacă va arăta ca lumea. Da, putem să încercăm. Încercarea? Moartea în Aici va veni un anumit lucru. Momentan vreau să pun așa. Și dintre o câte așa în sus. In sus te vroiam. Pac. Nu, acolo. Numai unde, numai unde trebuia n-am pus. Am pus peste tot numai unde trebuia nu. Așa și tu așa. Nu așa. Nu așa. sunt nicio formă așa. În niciun caz așa. Stai că... De deci ce nu pot să pun eu... A, dar cred că pot să-l pun direct aici. așa, că atinge tavanul. E un pic cam înalt. Un pic cam înalt. Oricum, aș vrea ca aici să stea Minecraft-ul și eventual să-l punem pe micuțul nostru Dorel, aici la calculator. Dar cred că ar fi trebuit să-l fi făcut aici? Nici nu știu. Nici nu știu, nici nu știu. Deci asta dacă încerc să o pun aici, deci nu pot să o pun și dacă încerc invers se distruge. Ok, deci nu, nu merge. Ha, pam, 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 pam. Cred că va rămâne așa. Aici mi-ar fi plăcut ceva mai subțire, dar nu am nicio idee. Catalyst rămâne. Să vedem cum îl aduc pe Dorel. Și am prea multe chestii în inventory. Am o biologie de chestii în inventory. Bine. Am mai descongestionat. Ah! să vedem unde vă asta. Că am vrut să o folosesc pe post de unitate, dar am uitat și am făcut asta. Putem să punem unitatea eventual în spate. Așa. Dacă nu se vede. Hai ca să se vadă, să fie mai interesant. Să o punem aici. Hop. Și asta va fi unitatea. Bun. Avem calculatorul, avem un scaun foarte ciudat, dar hai să vedem, să-l aducem pe Dorel aici și să vedem exact. O să-l aduc eu off camera și să vedem cum arată cu el pus acolo. Ok, am făcut eu aici un scaun, dar săracul băiat s-a făcut noapte și s-a speriat că a a devenit invizibil. Hai să dormim. Și... Să se facă la loc să se joace Dorel la calculator. Ia, uite. Deci, dacă vă întrebați până acum de unde intră pompierul Dorel și se, de unde intra el și se joacă cu noi, uitați de la PC-ul ăsta, da? Ăsta este PC-ul de la care joacă pompierul Dorel. Așa. Bun, deci am făcut și asta. O mică șmecherie, am pus leverele pentru a activa, le-am pus pe blocuri pe care oricum trebuie să le sparg, ca să sparg și leverele și blocurile odată. E o mică șmecherie prin care mai mult sau mai puțin economisim timp. Și uitați-l pe Dorel, ce frumos stă el acolo, se joacă la calculator, nu are niciun stres, se joacă Minecraft în timp ce se uită aici la un live stream. Nu știu exact cu ce live stream-ul, dar hai să hai să schimbăm uh, live-ul. Mm. Doar astea două erau mici? Nu știu ceva cu... cred că e ceva... Splendor și zombie, mă rog. Bun, acum, dacă vă vine să credeți, tot aici o să și dorm. Nu am altundeva unde să fac un pat. Ca tare o să fie tot în camera asta. E, e frumos totuși să dormi așa într-o cameră cu, cu multă sticlă. Bun, vreau să pun... Am văzut o idee foarte interesantă, dar trebuie să văd. Ah, perfect, hai că e numai bine atunci. Trebuie să pun niște item frame-uri. Iar am full inventory, nu mai pot cu inventarul ăsta. Ule ce inventar am. Bun, hai să punem așa. Pac, am nevoie de două scări din coarț. Am văzut un design interesant care mi-a plăcut în, în, episodul Peter de ieri, parcă. Nu știu dacă l-a postat, dar am văzut mai multe designuri de paturi și unul mi-a plăcut foarte mult. Ca tare pe ăla vreau să-l fac. Bine, au fost mai multe drăguțe, dar ăsta mi se pare că e numai bun. Deci îmi trebuie două de astea. am trebuie niște armor standuri. Pentru armor standuri am nevoie de smooth slab. Așa vreau... A, ah, perfect, fix două. Chiar de două am și luat, bun. Și le pun aici. Pun paturile. Nu le-am pus bine, trebuie să le pun cu spatele. Am spart prea mult. Am spart prea mult, ok. Pac. Hai. Hai că băți. Hai că De ce nu merge? Ah, că nu am loc. Ah, am înțeles. Bun. Din nou aici. Acum, trebuie să pun niște capete. Albe de preferat. Hai să vedem cu astea dacă merge. Ia, uite cum arată. Bun. Deci astea zicem că ar fi pernele. Uh, și acum ar trebui să vârniște. niște, uh, pot să pun eu direct, nu, trebuie să, a, uh, uite, pun aici, dar trebuie să le pun ca lumea, adică așa bun și acum am nevoie de pistoane ca să împing în jos. Imediat, 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 dar parcă, parcă cam agață, mi se pare doar mie, băieți, ce ziceți? Nu merge și asta că oricum pot să le spar după, știu că se lipește, dar așa cum am zis, pot să le sparg ulterior. Deci, pac, pac, le activez, așa, le sparg mai întâi ca să nu-mi tragă blocul înapoi și va crea efectul de perne. Asta, asta, este scopul. Așa, creează efectul acesta de perne. Vreau acum să aduc niște... Dar ce cu agățatul ăsta? Că nu înțeleg. Hello. Revinoți. Ia. Yeah. 60 de frame-uri, ok. 50. Ce cu drop frame-urile? Hmm. Nu știu ce să zic. Uh, hai să mai iau niște trepdururi. Dar asta vreau să iau două butoai ca să fie noptiere. De fapt, hai să nu punem butoai ca noptiere. Hai să punem. Ce să punem, ce să punem. Nici nu știu. Nu cred că butoaiele se potrivesc drept noptiere, sincer. Poate cu. O dată dar nu cred. Oh, nu, no, no, nu, e bine. Nu e bine, trebuie să găsesc alt model, dar ce tot mi e ca să jocul? Ok, trebuie să rezolv asta. Nu am rezolvat încă cu drop frame-urile, dar mi-am luat mare țapă. m am luat țăpușcă. Oh my god, asta se respawnează? Serios? Dar i-am pus nume, nu e corect. De ce s-a Nu, nu mi se pare corect, adică dacă i-am dat nume, de ce s-ar despona? Hmm, ok, deci se pare că nu poți să-l păstrezi. Hmm, da. Se pare că nu poate fi păstrat, deși teoretic dacă i-am dat nume ar trebui să rămână. În fine, nu mai e ce să fac acum. L-am pierdut, dar rămâne acest fotoliu să pot să intru eu aici frumos și să mă joc la calculator. Așa, scoatem ăsta. Bun, avem și un pat. Ce ne-ar mai trebui nou în camera de zi? Pare cam simplu aici, nu știu. Aș face. Uhum, uhum, uhum. Pam, pam, pam. Uh, a, un dulap, corect, așa, nu mai știam. Uitați-mă ce vreau. Bun. Pentru dulap o să vreau să iau. Ok, deci eu nu mai suport frame-urile astea. De unde apar? Hmm. Și după un somn bun de o noapte, ne trezim în casa noastră frumoasă, avem aici o bibliotecă din care am citit foarte mult, pentru că, da, sunt un intelectual. De top, aici avem un dulap, momentan nu avem haine, dar când o să fac rost de o carte, da, eu o să-mi pun niște haine aici, avem la o ușă frumos un loc unde să-ți pui uh, papucii și, na umbrela și ce mai ai în caz că ai venit de pe ploaie, dar din nou o să fie nevoie de acel, acea carte ca să poți să pun pe aici niște chestii, să se înțeleagă ce e asta. Dacă ar fi aici niște papuci puși, cred că s-ar înțelege mult mai bine. Avem un cuier. Ce am mai adăugat? Covorașul. Am mutat în partea asta unitatea. Așa. Și pe aici, pe jos, suntem tot eu cu Blushman. Pe aici, pe jos, nu prea am mai modificat mai nimica. Dar am pus, de fapt, furnalul ăsta la văzut. Bun. Deci, cam astea sunt modificările aduse la drăguța mea vilă în acest episod. Așa. Bun. Nu e cea mai cea mai, dar nu e chiar atât de rău. Cred că aș putea din când în când să mai pun și câte o plantă de-aia prin dar aici cred că am pus destule în această cameră. Nu eventual aici să pun un ghiveci. Da, da, asta ar fi o idee destul de bună, dar nu am niciun ghiveci la mine, ca atare când o să-mi aduc o să-mi pun. Momentan vreau să... Vreau să... Mă duc puțin până la mine în bază. Avem niște iarbă în mână. Și pentru cei care nu s-au prins, trebuie să fac platforma unde domnul Ciunciu o să-mi facă niște lăcașuri pentru săteni. Ca atare zic să nu mai amânăm și să o facem. E ce frumos se vede. Uh, bietul nostru dropper A adus multă suferință Dar m-am și distrat cu el Dar Nu uh, vă zic că de acum Nu o să mai fac minigame-uri de genul Poate o să mai fac așa minigame-uri de astea One time played Gen uh, cum a fost ăla cu explozii Fiindcă, bine, ăla l-a făcut Blushman. Mă refer că poate fac și unul de la În ideea că, na, acolo e altceva Aici dacă fac un minigame De exemplu am făcut minigame-ul ăsta și toată lumea m-a certat Că trebuia să-l fac la zona de minigame-uri și o v-am explicat doar că l-am făcut aici pentru că se potrivește cu baza mea, că baza mea e la înălțime foarte mare. Dar nimeni nu, nu a înțeles. 90% dintre voi m-ați întrebat de ce n-am făcut la zona de game-uri. Aici m-a întrebat Dark pe live-ul lui Puff dacă eu cresc zombie aici. Da. Îi cresc mari, uite. Ăla, ăla mai are de crescut. Aici n-am mai reparat fabrica de fier. Dar aia se face rapid că... Înmulțim un pic sătenii. Bun, deci aici o să avem uh, frumoși și noștri săteni. O să fac o platformă destul de mare ca să aibă loc unde să facă lăcașurile. Nu o să fac uh, aici chestii de alea automate. V-am făcut eu un tutorial zilele trecute cum să faceți un sistem foarte ușor pentru a vindeca sătenii. Nu o să-l fac pentru că oricum mai este foarte puțin din sezon. Dar în sezonul următor cu siguranță o să-mi fac ceva de genul. Stați liniștiți. O să fac asta. Pac, pac, pac. Pac, pac. Bun. Uh, pam, 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 Undeva pe aici să începem să o extindem. Și între timp pot să vă vorbesc despre sezonul următor. În sezonul următor m-am gândit eu așa să căutăm, la început să, nu să stăm într-o grotă, să căutăm un templu subacvatic și să ne facem baza în jurul lui. Să avem acolo o fabrică de gardien la un moment dat. Nu chiar de la început, că se face destul de greu. Dar după ce, na, după ce o să avem bureți și tot ce ne trebuie ca să scoatem apa, să facem acolo o fabrică de gardieni și să avem baza în jurul acelei fabrici. Mi se pare o idee destul de interesantă să-mi fac... Na, o să fie tot deasupra apei, știu că o să mă cam repet, dar o să încerc să fac puțin diferit. Nu o să fie în aer, o să fie direct acolo la apă, da? Nu am niciun templu. Dar voi încerca să-i dau o... nu știu... Să-i dau o amprentă proprie. Dar o să ne facem pe acolo de toate, o să facem furnal automat, o să facem o zonă cu săteni, ca lumea, o să facem o fabrică de fier, de toate, de toate o să avem, da? Ca atare, hop, hop, bun. e destul de mare, aș putea să o mai lungesc totuși, ca să aibă loc. Ori o să-i zic că aici vreau să fie lăcașurile făcute. I-am zis că poate să le facă cum vrea el, nu mă interesează doar să aibă loc să le pună acea masă de lucru și eu sunt mulțumit. Așa, pac, pac, Și aici la fel. Așa, bun. Deci aceasta va fi platforma. Toate bune și frumoase. Oh, a început să aibă lag. În fine. Trecem peste. Hai să vă arăt totuși ceva. Fiindcă nu toți mi urmăriți ferma în seria de single player, am văzut că mulți dintre voi o urmăriți și vă place, dar nu toți. Și ca atare să vă arăt aici ce v-am arătat la un moment dat, mi se pare pe un live stream al acelei serii. Un mare, mare, mare furnal are, are un steak jumate de furnale. Nu e cel mai compact model, se poate face mult mai compact, dar asta îmi place foarte mult aspectul, cum se vede așa, un perete mare de, de furnale. Și de asemenea. Bine, nu este încă terminat, dar o să vreau să fac o mică șmecherie. Imaginați-vă ceva de genul. Iau niște hopare. Da, deci pun așa. Hopper, hopar hopper, hopper. Așa. Și undeva pe aici o să vină un minecart cu hopper care pleacă să... Să pună chestiile la prăjit Iar aici o să am hopare pe care să pot să pun șulcăre De exemplu am șulcăr de nisip Care ar fi șulcărul de nisip? Da, nu am Bine, vreau un șulcăr Șulcărul era la de decorațiune deci am șulcărul ăsta, să zicem că e plin cu nisip, da? Pun aici. Și nisipul se duce. Și pot, dacă am mai multe șulcări de nisip, să pot să le pun pe toate deodată. Și pur și simplu și când se golesc să le pot lua de aici. Numai că atunci când se vor goli, se să pice în hopere, deci va trebui să găsesc o metodă să am grijă cu asta. Cred că o să pun aici un lever ca să pot să închid hopărele în momentul în care vreau să scot. Gen, nu va fi mare chestie, doar pun un bloc aici, îl, îl închid acesta și dacă de exemplu eu scap acest hopper, acesta aici, va, nu va pleca mai departe de acest hopper or, or, Oriunde l-aș scăpa, nu se va duce mai departe de acest loc Deci în felul acesta mă asigur că nu se duc șulcărele în sistem Deci acest furnal este foarte foarte mișto și aici avem două variante de ferme de bambus. Una este cea normală, foarte scumpă, cu observare și redstone. Asta este mai simplu de construit, chiar dacă pare mai complicată. Este mai simplu de construit pentru că e mult mai mică, dar consumă foarte, foarte mult bone meal. Funcționează în felul ăsta. Na, produce rapid, dar consumă foarte mult bone meal. Vedeți, uite, produce cam un stack la câteva secunde. La vreo 3-4 secunde produce cam un stack, ceea ce nu e rău deloc. Dar, V-am zis, consumă foarte mult bone meal, aceasta nu consumă deloc bone meal și funcționează non-stop. Deci, na, eu dacă stau pe aici prin zonă și lucrez la altceva, această fermă tot produce. Uitați-vă cum merge dacă dau uh, run, run, nu așa, game rule, random tick speed. Tick speed-ul Minecraft-ului este de 3 tick-uri. Dacă îl dau pe 3000 de tick-uri, ia uitați l cum crește se explodează jocul. Hai să-l oprim. Că deja face și lag. În 1.16 o să poți setezi random tick speed-ul în momentul în care creezi harta. Numai că dacă dați un random tick speed mai mare, o să facă lag. Adică un random tick speed mai mare face mai mult lag pe serie, pe server, pe, pe harta, hartă, mă rog, pe hartă. Da? Dar și trestia crește mai repede și bambusul crește mai repede și ce mai crește? astea, cropurile, gen grâu, morcovi, iarba se extinde mult mai repede. Deci foarte multe chestii merg mult mai rapid decât ar merge în mod normal. Bun. Cam aici vom încheia acest episod, nici măcar nu îl încheiem pe breaslă dar am vrut să vă arăt așa, probabil că acest furnal o să fie introdus în sezonul 3 pe în baza mea din sezonul 3. Dar până atunci, sper că v-a plăcut acest episod. Dacă v-a plăcut și mai episod din continuare, nu uitați să apăsați butonul de like și noi o să ne data viitoare. 爸爸。